Ramona, și vremea de astăzi se anunță de ziua lui Puberu, temperaturi de peste 31 de grade. Mai de mine, merge toți la grătar, la Chiajna. Faci? Bună dimineața! Radu Dari a zis că există programul Chiajna pentru toți. Păi mergem în vacanță la el dacă trebuie să mergem la grătar. Nu, dar pe voi v-a invitat sau ceva de știți că mie nu mi-a zis nimic. Nu a zis, ne-am invitat singur. Da, ziua porților deschise. Da, de la Pitești. Păi atunci trebuie să știe că astăzi se anunță într-adevăr vreme foarte frumoasă, cel puțin în această parte de țară, în sudul, sud-estul teritoriului, unde, așa cum ai spus și tu, temperaturile vor fi cu mult peste normele perioadei și astfel vom avea o maximă de până la 29-30 de grade în sudul și sud-estul teritoriului, fiind cel mai cald. Mm. Însă, după amiază și seara, se vor aduna nori și vom avea parte de precipitații în nord-vestul teritoriului și anumite zone montane. Nu vorbim neapărat de vreme rece aici și în aceste zone temperaturile sunt destul de crescute, dar precipitațiile vor fi din ce în ce mai însemnate în această parte de țară. Pentru ziua de mâine, meteorologii ne aduc vreme foarte frumoasă și mai caldă, punem și mai multe grade în termometre, în continuare cele mai crescute temperaturi rămân în sudul teritoriului, 30-31 de grade. Uh-huh. Este practic ca o zi de vară în sudul, sud-estul teritoriului și în celelalte regiuni se mai încălzește. Uh-huh. Nu să rămânem neapărat așa până spre final de săptămână, pentru că sâmbătă, duminică, mai cu seamă, o să se răcească și o să avem parte de precipitații destul de însemnate după și vreme rece. Lui Puberu, adică după petrecerea lui Puberu. Până atunci, zic să profităm la maximum de fiecare zi, căci iată, o să avem 29-30 de grade și mult soare. Atenție, vor fi și intensificări ale vântului în zonele montane. Mâine, cel puțin, vorbim de viteze de până la 80 de km pe oră. Mulțumim tare mult, Ramona. Venim